Toate problemele au început în luna 5-a. Nașterea s-a produs cu mari probleme pentru că deja i se oprise inima de două ori. Acum încercăm să o ajutăm să meargă și să fie un copil normal. Am aflat de rizotomie selectiv-dorsală. Este o operație pe nervii măduvei coloanei. Costul care mi s-a spus este de 22.800 dolari. Un cost foarte mare pentru noi. Asta ne dorim pentru Maia, să nu depindă de nimeni, să facă lucrurile ea singură. Alături de Fundația Mereu Aproape spune: vreau să ajut. Și un copil va putea râde din nou.